plătesc o dată la niște timp și plătesc o sumă mai mare, știi? Da. Adică mă trece pe un caiet până se face, nu știu, un milion jumate, whatever, și după aia plătesc. Mamă, nebunule. Mamă, o sumă mai mare. Nebunule, asta e nivelul. Încă o dată podcast. Hai, o luăm de la capăt. O luăm de la capăt, da? Hei, salutare și bine ai venit. Bine v-am găsit la Ceva mărunt. Eu sunt Popescu. Eu sunt, cine stai aici? Zrin? Nu, știu, dar mai degrabă ești tu Popescu. Bine. Sunt tu, eu, Sorin. Că ce, că zici Suceava, nu? Da, de aia. Tu ești Sorin, că ești un pic grizonant. Nu, mai degrabă. A, da, dar e și grizonant, dar are și freza lui Toma. Eu sunt Sorin. Că ce? Că sunt înaltă. Și tu ești... Eu sunt eu, că n-am. Lângă mine tu ești înaltă? Da, da, sunt femeie. Eu n-am. Ca Sorin, nu? Bătiți-vă voi acolo pe nume. Tu ce? Eu sunt eu. Băi, te contrazici cu o femeie. Lasă-mă să fiu și o femeie în seara asta. Bun, hai să aibă o structură podcastul ăsta. Hai să începem, da, prin a vă prezenta și prin a vorbi despre de ce sunteți aici. State. Bună, wow. Eu sunt Ioana. Și sunt aici pentru că ți-a nimerit tocmai ce am avut show, că altfel nu cred că mă invitau. Ba da, nu, ce ai? Ce să? Erai pe listă, fuck, erai pe listă. Da? Da. Arată-mi lista. Lista. Lui Schindler, făcut pe lista aia. Suntem aici toți pentru că cineva trebuie să facă un soi de content, fie el de calitate, fie nu, pentru că YouTube-ul ăla trebuie să meargă. Nu e așa cât băieții sunt plecați în turneu. Unde sunt băieții iar? La Brașov, la Cluj. Unde sunt băieții iar? Nu, chiar am zis, mă. La Luiza, okay, care e prietena mea. Da. Da. La, băieții sunt la Brașov și la Cluj. Voi ați avut astă seară show aici. Așa este, și da. De și asta eu sunteți aici. Eu sunt insolat pe chelie. Ce s-a întâmplat? Radu, nu știu dacă ți-am zis. S-a întâmplat că am fost la fotbal și am jucat două ore, efectiv două ore fotbal, dar sincer acum lăsăm la o parte gluma. Bă, era rece. Deci nu era cald, am jucat cu bluză pe noi, eram îmbrăcați la modul că așa. Bătea vântul foarte tare și la un moment dat a ieșit soarele, dar fără să fie ceva pericol. Și din cauza faptului cine că... Cine ai jucat, cu Sorescu? Nu, la Craiova am jucat. Aha, știu, dar nu, la Craiova. Sorescu, Sor... Nu, mai las. A, e o glumă. Da. Merge bine, mă, ce... Te fac semn. Uite-te la regizor. Lasă-mă jos microfonul. Sau imaginează-ți că e la o masă. Așa, și aude așa? Ia vezi. Hai să începem iară. Hai să începem a patra oară. Nu, mă, de-aia n-am râs că nu avem microfonul și n-auzeam. Da. Sorescu. Bună, exact. Băi, sunt pe el. Da, na, și asta s-a întâmplat și acum stau, am fost la farmacie, eram în Craiova, m-am dus la farmacie și i-am zis doamnei, zic, să rămână, am o problemă, și a zis, văd. Și am zis, da. Sunt moldovean. Da. Nu, că zicea, simt, dacă... Și am zis să-mi dea o cremă și am zis, dar nu vreți să mergeți la salvare? E, cu serios? Serios, da. Și zic, m-am panicat, zic, dar e de salvare? Păi zice, după cum arată, pare că e de salvare. Și zic, dar ce-ar... Nu mergem după simptome la salvare? Mergem după look? Și a zis, păi n-aveți febră, vomă și nu știu ce? Și am zis, nu. E salvarea modei după. Da. E Dana Budeanu acolo. Și am zis că nu, am doar asta și mă doare foarte tare dacă pun mâna. Și a zis, a, vă dau un spray atunci. Zic, cu aia am ajuns de la salvare la un spray, da, în... Și acum ați dat cu spray-ul ăsta de asta. Dar cel mai rău ce s-ar fi putut întâmpla? Adică să faci insolație, să-ți fie rău, să vomiți. Să mori? Pe net am citit că dacă faci insolație de aia cronică, poți mori. Bă, nu, în principiu, dacă faci, am citit pe net că poți să, na, ai senzații de vomă, te doare capul foarte tare. Asta e insolație, da. Da. Astea sunt, na, și dacă ești frisoane, știi, și dacă chiar e nasol, trebuie să mergi la doctor. Când să... Nu mai aveau clienți la spital, la Craiova. Și ăștia fac blat cu farmacia să-i trimită, știi? Da. Dar tu n-ai insolație, doar arsură. Pe... Da, nu e insolație. La noi în Suceava, când te arzi și pe spate și așa, e se zice că ai insolație, da. Dar nu e insolația ca în Dex, când ai în mai nasoală. Când ți-e rău, da. Da. Da, așa s-a întâmplat. Bine, mă rog. La voi și la Adidas, să zice, papuce. Adică... Da, la nu la Adidas, la toți. Și ce e amuzant, mă gândeam la un moment dat, voiam să fac o glumă despre asta, că la noi în Suceava, toți, absolut toți, toate încălțările care nu sunt papuci, la noi se numesc papuci, și eu ăștia de la mine în picioare sunt papuci, da, la tine sunt papuci, papuci, și la papuci se spune șlapi. Da. Păi și nice. Șlapi la bază, șlarfi la bază, da, sunt ăia care au picioruși între degete. N-avem de astea. Sau? Nu. Nu există. Nu, în mod normal, în Dex. Ăia sunt. Șlapii. Sigur ăia sunt. Ăia sunt care mergi pe plajă. Aia șlapi. Dacă au ceva între degete și, da, și aia cu așa?
Și aia cu... care au pe deasupra papuci. Da. Aia-s papuci? Da. Coaie, nu știam. M-a sunat Alex Barman, m-ați plătit tot la... N-am plătit nimic. Nu? Da, aia mă sună. Nicio. Dar n-am bani. Nu, că intră el acum. Bă, da, la voi s-a rezolvat cu cardul? Nu, nu, stai. No, no, șobanul. Stai, man. În sensul de pot lăsa și tips, că mi-e rușine să plătesc 3 lei cu cardul. Eu, de exemplu, de ce se rușine? Eu asta fac mereu. La început și mie, când au apărut cardurile, și mie mi-era aiurea, dar între timp m-am adaptat la situație. Adică acum dacă mi-au o cola la 3 lei de la Mega, așa, o plătesc cu cardul, fără să mă gândesc. La Mega, da, mă! La Mega, da, aici ești mai apropiat de oamenii. Și aș vrea să las un bacșiș, da. Păi da, ok, cu bacșișul. Adică la alte cluburi pe care nu le menționăm. Păi ați dat o cola, las 1 milion și te ține minte. Da, ia hai să facem noi o simulare legată de chestia asta. Dacă ai o notă de 17 lei, da, las 20. 20? Da. Păi și la 3 lei las 5. Da, dar n-am. 10. Păi nu, dar... Păi nu, dar adică... se pare că e disproporționat? De ce? E cam. Cred că la 17 lași 20. Diferență de 3 lei. Adică lași 20%. Doar la 3 lei lași 2 lei. Adică lași 60%. Da, corect. Eu aș lăsa 3 lei 40. Da, uite, m-am... o să mă gândesc, așa e. Bă, la 99, de exemplu, eu mă tot, nu, e un bar de stilist, dar... nu dăm nume. Eu tot ce plătesc acolo... La 66 și nu, la plătesc o dată la niște timp și plătesc o sumă mai mare, știi? Da. Adică mă trece pe un caiet până se face, nu știu, un milion jumate, whatever, și după aia plătesc. Mamă, nebun, mamă, o sumă mai mare! Nebunule, asta e nivelul! Nu mai azi am mâncat 2 milioane, ce da, dragi? Măi, ce bani, lasă mai mare, măi! 2 milioane, bă! Păi da, mă, dar dacă eu... caiet, așa, adică... Apă, dacă eu beau apă, care e 2,50 lei sau cât e? Mă rog, 5 unde, lei. Unde, mă, dracu, 2,50 lei? Nu, mă, 5 lei sau cât e, că plătim la jumate, na. 8 lei. 9 lei. Sticla aia din mâna asta ta nu... e 18 lei. Cât? 18. Și n-am reducere de comedianți? Păi, îl faci eu în 3 luni la voi, ești prost la cap, ce aveți, mă? Eu înțeleg că au crescut toate prețurile, dar dă-o dracu de treabă. Ba, aici trebuie plătit pentru că e inventar zilele viitoare, dar pe de altă tot parte... Tot timpul e inventar cu aia. Pe de altă parte, dacă nu iese la inventar multă apă... E clar, adică și barmanii ne-au furat, nu. O să fie ownerii, ce băiți, ne fură barmanii, da. Acolo fac mișmașuri, da. Clar, da. Au găsit, da. Au pus sticle goale de apă. Aia că știi ce-i nașpa, că nici nu ai ce să mai pui în apă. Adică e, berea o mai umpli cu apă și după nu iese la inventar, dar în apă. Mie asta mi se pare cel mai ușor de fură, să fură apă. Eu nu înțeleg de ce barmanii nu fură apă. De ce? Toate localurile fură spiritoase în loc să furi apă. Apa e cel mai ușor de înlocuit. Da, frate, de ce nu s-au gândit până acum? Asta când apare? Când apare podcastul ăsta? Podcastul ăsta apare marți. Marți? Ca să știu dacă are sens să aduc în discuție un subiect care e hot acum sau... Ai show miercuri? Nu. Are, man, ce ai? Dacă e hot și se stinge atât de repede, îl punem mâine. Stai liniștit, suntem profesioniști. Dă-i live. Se pare că e, acum, cel puțin la mine pe Facebook, toată lumea acum... vorbește despre România au talent și că a câștigat copilul ăla. Am văzut, da. Păreri? Toată lumea știe? Eu nu știu ce a făcut copilul ăla. Marele câștigător la România au talent este un puș de 7 ani, foarte drăguț și talentat, din Moldova, care a câștigat printr-un recital. A recitat... 120.000 de euro, da, la 7 ani. Da. Bravo lui, păi 120.000 păi la 7 ani, fă calculul. Și a recitat... Te crezi că nu ia maică-sa? Nu. Ia maică-sa, nici nu cred că legal nu cred că are voie să ia el. Un slime, evident că nu are cum să ia. Și de ce a câștigat atunci? E ca la banii de Colin. Întreabă, România au talent, puștiu ai Revolut? De acolo accept la link-ul ăla de 120.000 de euro. Așa. Și a câștigat recitând, nu știu dacă era o poezie sau o proză. Poezie. Cu un subiect foarte delicat și la sufletul tuturor oamenilor, o discuție între un om și Dumnezeu. Și înainte de finală, iartă-mă, înainte așa. De finală am mai avut tot așa niște poezii foarte sociale, să zic așa, despre dacă ar veni Țepeș, da, că să vină să judece, despre patriotism. Patriotism, patrimonice, doamne, patriotice. Și acum beleaua mare este pe Facebook că românii se ceartă dacă e corect că a câștigat acel copil cu un recital versus alți oameni care au avut talente și au muncit mult mai mulți ani la numărul respectiv decât... Ce s-a mai făcut în final? Nu știu, frate, nu m-am uitat. Dar... M-am uitat doar la titlu. Oricum, Bucălaie nu m-a plăcut. Eu am văzut la comentarii, spre exemplu, că ar fi meritat să câștige cel care cânta la pian.
Cu deci s-a cântat și la pian. Bă, dar stai puțin, că discuția nu e dacă merita el să câștige. Discuția e că tot ce a spus el în versurile alea cum ar veni sunt niște mesaje extrem de populiste și da. Mulți zic că mesajele alea comuniste de care când se aduceau pe vremea comunismului copiii frumoși să recite lucruri frumoase ca poporul să Doamne, da, așa e. Asta, câștigă, da, pe asta ar fi speța. Conexiunea de sentiment. Da, el asta a ar fi pe speța sentiment. Că ce? Că... Că, bă, din nou, e impropriu. Nu mai spune el a mers pe sentiment, pentru că pe mine, mă rog, sincer, mai mult mă deranjează la bază asta. Faptul că el este doar un produs asta. Al părinților. Da, 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 da. Pe mine asta m-ar deranja de fapt. Păi, românii asta, asta au la legi, ar trebui să... Dacă aia e scrisă de el, da, nu e, ai mai mă cum aia e scris, încă nu știe să scrie, man. Am zis, dacă ar fi, ar fi foarte fer. Cum să știi, mă, să scrie la 7 ani? Dar oricum, noi ne raportăm la el, pentru că oamenii în debate-ul ăsta se raportează la el, nu se raportează cei care au ales momentul Puștiului, n-ar fi trebuit să facă asta. Puștiul trebuie să câștige. Okay. Așa se raportează. Bun. Păi și ce părere aveți? Bravo lui. Bă, au luat banii. Da. Și în primul rând nu sunt bani din taxele noastre. Da. Deci n-ar trebui să ne deranjeze. Este un ca show la de Eurovision. Mamă, deci fii atent. Ascultă-mă exact. Un pic. Am avut o ca o paranteză de Eurovision. Când am plecat în turneu cu Raul și Nathan Ticu. Cum? A venit Alex după bani. Cred că primul a fost exact după finala Eurovision România și câștigase băiatul ăsta, știi? Și vorbeam despre piesă și eu am zis că, bă, n-are nicio șansă, e foarte proastă. Și chiar aveam așa cu Raul o discuție, chiar zicea că aia, că ce, că ți-e plac alea pop, că nu știu ce, că piesa e bună, că ai să vezi. Și acum chiar am dat mesaj dimineață, am dat pe grupul nostru, că ia ziceți, bă, e cum am zis eu că a fost eliminat, pentru că piesa mea a fost foarte proastă. De la Eurovision, sincer. Eu cred că ai jurisdicție pe acest domeniu, pentru că ai lucrat atâția ani în radio și cumva ți-a intrat, pattern-ul de ce poate câștiga, ce nu poate câștiga sau de ce se ascultă în anii ăștia. Eu le-am zis, părerea mea a fost că nu e, era un termen așa pe care mai foloseam noi la radio, că nu e hitoasă. Nu ții minte, nu, nu ții minte, știi? Nu e, nu-ți pleacă umărul. Nu e catchy. Da, nu, să ai ceva catchy, da, exact, să-ți rămână ceva. După ce s-a terminat piesa, știi, nu-ți rămâne refrenul sau un vers sau... Plus că era jumate română, jumate engleză, care din start mi se pare rău. Că nu poți să mergi la un concurs internațional cu piesă în limba ta, părerea. Uite, care a fost extraordinară, cea de anul trecut de la Zdup și Zdup. Aia. Da, da. Bă, băiat. Eu nu sunt de acord neapărat. Uite, Maneskin. Au mers la Eurovision în italiană. Bă, aici dă-ți seama că intrăm într-o discuție și mai amplă, da, că Eurovisionul care e sau nu e pe bune. Deja am dat mai mult timp de importanță Eurovisionului decât toți oamenii. Dar eu aș vrea să ne întoarcem puțin la România au talent. Te rog. Chiar vreau foarte tare. Da, pentru că eu am un hot take legat de România au talent, care nu e hot take, pentru că mă gândesc de foarte mult timp la el. Este incredibil cât de mult apreciază românii de acasă, cât de mult apreciază copiii, pentru că România au talent a ajuns atât de mult a ajuns efectiv o sărbare de copii la care se uită părinți fără să participe copiii lor. În același timp, în ultimii ani, în același timp pot să te contrazic de ce, pentru că au fost emisiunile cum a fost Next Star la Antena care nu scora ca România au talent și era doar cu copii. Vocea României Kids n-a mers. Dar aparent în mai puțin tu ai acest hot take sau cum se numește el. Această concluzie, cred că la asta se referă hot take. Nu, este la un take hot se referă în principiu. Hot take-ul. Altceva, da. Eu n-am înțeles. Dar eu nu cred că România au talent ca o serbare, pentru că proporțional vorbind, copii nu sunt atât de mulți versus ceilalți participanți. Adică nu știu dacă sunt 20% copii din... Și eu zic, adică tu nu crezi că dintre câștigători este inuman. Nu se uită pentru câștigători. Adică gândește-te, la final oamenii se uită pentru că s-au uitat datorită întregului sezon. Și în întregul sezon dar oamenii tot votează, au o sensibilitate aparte la copii în general. Da, și normal, pentru că are o viață înainte și are mult mai multe șanse să se bucure de o eventuală carieră în zona asta decât cei de carieră cum a făcut băiatul ăla ce? Carieră să ce? Nu contează. Poezii legionare de acum încolo pentru restul vieții. Nu contează, tu votezi pentru momentul, nu votezi. Și aici, ca să fiu un apărare al lui Mitran, aici majoritatea care au câștigat fie Vocea sau România au talent sau alte talent show-uri, nu s-a mai întâmplat nimic. Da. Păi da, dacă vor rămâne fără titluri în 2-3 ani, o să zică ce s-a ales de câștigătorul din 2023. Wow, clasa 3 a luat premiul 1. Da. Copilul ăla are doar în față. Dar vă zic un concurent tot copil,
care cred că a câștigat România Talent. Eu nu m-am mai uitat la România Talent în ultimii 18 ani, că na, nu mai... N-am nici televizor. Dar a câștigat o fată, cred că e câștigătoare, că am văzut-o la Britain sau la America's Got Talent. Soprana sau cum? Nu, cu marionetele. Marioneta mea. Foarte bună. Bă, băiatule. Extraordinar. Bă, băiatule. A câștigat în România? Probabil, da, sper. Sper că a câștigat. Că dacă nu... Căutați pe net. Bă, deci fata aia, în primul rând, deci e o fată care e ventriloc. A învățat în pandemie cu aia. Povestește cum eu în pandemie, când n-aveam ce face, am învățat să fiu ventriloc. Oh, deci a câștigat și fără experiență, ok. Bă, crede-mă, trebuie să vezi momentul. Deci pe lângă faptul că face ventrilocia extrem de bine, cântă de te piși pe tine. Deci zici că e Ariana Grande, mă. Da. Bă, ai și tunat, este impresionant. Ventrilocie și cântă cu păpușa, cumva? Da, că păpușa cântă are un moment în care vorbește cu păpușa și pe aia cântă împreună. Câți ani are? Mai mare decât legionarul nostru, decât Zelea Codreanu. 15-16, probabil, 14. Mai stai 2-3 ani, Mitran, așteaptă. E ilegal încă să-i dai telefon. Ana Maria Mărgean, pentru așa, cine da, vrea da, să... Da, da. Okay. Foarte impresionant. Da. În primul rând, am făcut un calcul. Așa. Băiatul ăsta de când s-a născut până acum a produs a câștigat pe lună 1.428,57 €. Da, deci probabil că salariul lui brut este undeva la 2.900 € conform taxelor de la noi. Tu de aia te enervează. Tu de cine vorbești? De pușul care a câștigat acum? Da. Și probabil... Te-ai împărțit 120.000 la câte luni are de trăit, nu? A avut, la câte luni a trăit. La câte luni a trăit. Da. Păi stai așa, păi din ăștia se mai scad taxele, tu nu pui... Și adaugă și alocația, că și e banul lui. Și a mai făcut bani. Ce taxe păi se scad? Păi stai așa, el ia primul de 120.000, dar nu sunt cash. Da, nu ia în mână. Ia vreo 80.000 probabil de acolo. Din 120 se scad taxele unui premiu, care sunt de... Nu știu. Îți spun eu cât. Bine, mă, tot a făcut 2000. Mai mult de 2000. Tu de unde ne spui, mă? Pentru că de la radio, bă, că știam când dădeam premii mai mici de nu știu ce sumă, adică... e o taxă. Și când dai premii mai mari de nu știu ce sumă, e taxa mai mare. Bă, e impozitul mai mare. Și da, erau pe bune premiile, dacă asta era întrebarea. Nu, 120.000 de euro cât a luat? Nu știu, nu mai știu cât era. Păi aproximativ 90.000, să zic. 90.000? Tu ești okay. Fix ca România care vin la noi la show-uri. Bă, mor pe România ăștia. Ăia care merg așa. Cum a fost și acum cu ăsta de a venit la sala Palatului cu ăsta, mă, speaker-ul motivațional. Ah, Jordan Peterson. Da. Jordan. Mare articol, a scris un domn. A venit ăsta, a stat 40 de minute și a luat 500 de mii de euro. Fix așa cum fac românii, care merg la orice spectacol și fac așa. Sala asta are deci 4.000 de locuri, 4.000, ori cât a plătit el pe bine, de că stă în față sau în spate, 500 de mii de euro. Da, ați fost la Jordan Peterson? Nu. Că... Păi asta pentru că, eu ce-am văzut pe net și așa, mă rog, nu-s fan niciun speaker motivațional, dar... Pare ok, pare că whatever, dar am auzit de la mulți oameni care au fost că a fost o mizerie ce s-a întâmplat. De ce ai dat 700 de lei pe oricum, pe ceva ce oricum el spune tot tipul pe internet? Sunt zeci de ore cu el, vorbim pe internet și dai 700 de lei, crezi că zice ceva? Nora aia revelator. Mie mi-a zis... Că vrei să-l vezi bucălăie, de ce vine lumea la tine la show-uri? Păi atunci nu mai fi supii după aia. Păi e supii că e 700 de lei. Păi și te așteptai la mai mult decât face el pe internet? Mă aștepta, bă, 700 de lei... Ai fost? Nu. 700 de lei dai, 700 de lei să facă. Aparent, deci cine decide, mă, asta? Cine el. Decide ce oamenii faci? Care lasă review-uri. A. Aparent, ei nu s-au simțit de 700 de lei. Adică ai auzit și tu ce am auzit eu. Da, păi în general sunt review-urile negative. Eu am înțeles că a fost nevasta 40 de minute, nu știu ce, după aia a venit el, a spus niște platitudini și gata. Și toată lumea era, asta-i? Nu știu. Și apoi la final... A fost un meet and greet, mai. Da, păi cred că cam aia e zona. Pe de altă parte, scuze-mă, nu poți să-și cer banii înapoi? Adică păi dar du-te la cinema și spune că nu ți-a plăcut filmul, să-ți dea bani înapoi, nu merge. Sau la stand-up. Nu merg chestiile astea, mi se pare fantastic. S-au încercat ceva campanii în astea la modul de dacă nu-ți convine poți să-ți iei banii înapoi. Da, e foarte subiectivă. Păi așa, orice am văzut vreodată, o să spun că nu mi-a plăcut. Păi cum mă măsori? Cum mă măsori emoția dacă mi-a plăcut sau nu? Și de unde știi că nu sunt bulangiu și doar m-am folosit? Păi aia, da. Am consumat produsul și pe aia vreau bani înapoi. Dar apropo de bani înapoi, să vă zic ce am pățit weekendul trecut la Arad, la spectacol. Arad, care, dacă ați fost în Arad, știți că publicul e unul dintre cele mai bune din țară. Da. Extraordinar. Unde ai fost? La Flex. La Flex. Bă, frate, și cum am eu beat-ul ăsta cu Avocado, în care fac un crowdwork, care de fapt nu e crowdwork, că e materialul. Dar întreb oamenii chestii... Nu știm că nu ne uit. Mă rog, eu am... E ok. Da. Am un beat acum în care întreb oamenii anumite chestii, dar răspunsurile sunt clar predefinite, că eu te întreb o chestie la care nu prea ai cum să răspunzi decât ce vreau eu să răspunzi. Da. Știi? În fine.
Și am făcut și la Arad chestia asta și am intrat într-un dialog cu o gagică. Frumoasă? Bă, da, frumoasă, chiar era frumoasă. Și am intrat în dialog cu ea, nu știu ce, ea a fost mult mai vorbăreață, adică am făcut chiar și crowd work după aia, după mai mult decât era așa. Foarte mișto, s-a râs foarte tare, toată sala foarte bine. Am coborât de pe scenă, urma Natandicu. Și când am trecut pe acolo, pe lângă masa ei, ca să mă duc în spate înapoi, de după stâlp, era un stâlp acolo, de după stâlp mă prinde o mână. O mână foarte puternică de domn, de domn foarte, foarte mers la sală, care aparent era iubitul ei, pe care eu nu-l vedeam de pe scenă când vorbeam cu ea. Era frumos? Bă, da, al dracu, el era... Nu mă, cum s-au găsit ăștia frumoși, da, bă. Da. Și m-a prins așa și m-a tras un pic așa la el și mi-a zis, stai liniștit că nu ne-am supărat. Ok. și eu zic... Puteți să nu-mi fracturez clavicula. De ce v-ați... Da, de ce v-ați fi supărat? Și el mi-a zis, păi na, că... Na, ți-a făcut gagică mea tot show-ul și de-aia zic. Și ți-a zis un procent, a? Nu. Și zic, bă, nu mi-a făcut tot show-ul. Ăsta era show-ul. Chiar dacă nu răspundea ea la întrebări și răspundea altcineva. Eu am făcut-o să zică ce a zis. Da, era același lucru, știi? Da, mai chiar un Robert Tudor. Asta e cartea ta. Dar e fantastic, man. Exact, dar chiar e ca la magicieni. Adică asta ar trebui să facă și un magician după, stai liniștit că da, adică știu că eu am ales 8 de rom și chiar ăla a fost. Și magicianul după, nu, că uite că chiar l-aveam aici în mâine, că sau cinci. Dar stai să vezi. Și fii atent. Și i-am explicat. Dar imaginează-ți că în timpul ăsta eu plecam și Natanicu venea, iar Natanicu nu putea să treacă de mine, că ăla mă ținea în mijlocul drumului, știi? Și la un moment dat Natanicu mă trage. Eu încercând să mă dau. Și când Natanicu mă trage ăsta, mă trage înapoi și îmi zice, vrei să-l bat pe ăsta? Și eu zic, nu, coaie, man, e colegul meu. El a crezut că Natanicu te deranjează. Da. Și mă deranjează discuția. Exact. Deci stai mă, că eu explic lui băiatul că i-am făcut show-ul și pe băiatul care eu îi explic că era, bă, vrei să-l bat? Exact. Că după aia te iau și pe tine, dar prima. Da, frate. Și a zis, nu mă, că e colegul meu, urmează să urce pe scenă. A, ok, bine. Ca și cum gen, a, bine, hai că nu-l bat de data asta. Deci tu practic ești bazat acum. Asta vreau să zic, acum în Arad, deci în Arad ești... Am un prieten care cum, dacă se duce vreodată Costel acolo. Deci a rămas. Nu, am, că, m-a înțeles că... Nu, am plecat, nu știu ce s-a mai întâmplat. Eu am plecat și Natanicu a urcat și nu ne-am mai văzut. Bă, da, dar ți-am zis, mi se pare incredibil că încă Natanicule, vrei bă să te bătă? A întrebat domnul dacă vrei bă să te... Nu? Întreabă oamenii în chat de Ioana dacă are vreo poveste. Ce chat? în chat GPT întreabă cineva. Nivelul de frică din ochii tuturor. Într-o secundă ne-au păcălit și suntem live. Dar zi oana cu omul ce nu știm. Zi povestea pe care nu știm. Cu bărbatul care te-a invitat la vină. Nu, că ne cunoaștem. Acum suntem prieteni și nu vreau să... Care? Cu cine? Mai bine îți povestesc despre... Dedicații. În microfon. Asta, dedicațiile de la Galați. Despre da, da. Eram împreună cu Bucălaie la Galați și cu Tănase. Aveam acolo un spectacol la Casa de Cultură. Și eu... Acum 8 zile. Nu. Da, săptămâna trecută. Și acum am urcat pe scenă. A început show-ul. N-a început bine. Tu abia ai urcat să iei prima, erai? Da. Ai apucat să zici altceva? Am apucat să zic bună seara și cred că maxim intram în material, adică la modul un minut. Cred că am apucat și m-am trezit că cineva apare în fața scenei. Domnul Cristi Căloian, că ții minte numele că e unforgettable. Că nu prea vezi când ești pe scenă și ai doar așa o paletă mică de lumină în față. Mamă, ce dubios e. Și a început să apară bani la picioarele mele. Magicianul Robert Tudor. Asta foarte important, mi se pare, că exact cum ai zis tu, că într-adevăr pe scenă e foarte nasol când oamenii, și dacă se duc la baie sau așa, când vin în fața ta, tu nu-i vezi că e o umbră și nu știi ce se întâmplă. Vrea ceva de la tine, te înjură că se întâmplă sau vine că ești prost. Dar nu, dar calmul de care a dat Ioana dovadă, calmul de care a dat dovadă Ioana a fost incredibil, că omul ăla insista practic să ia banii. Da, dacă eram făcut, eu am crezut că era la jumătatea show-ului sau ceva, nu credeam că... Nu, fix la început, dar... Intrați pe Instagram-ul să vedeți videoclipul. Distrus, blană, era Jesus. Elicopter de beat. Da. Și a venit în fața Ioanei și
nu știu, eu din ce țin minte că a apucat să zic, că a început să zic, vă iubesc, te iubesc, cara, deci când m-ai ajutat tu pe mine în Anglia, deci pe tot vă iubesc, și a scos teancul de bani și a început să fac așa, bă, și săreau banii. Da, nu sunt o problemă banii pentru mine, ea, deci. Dar întrebarea mea este, după aia a rămas la show? Nu, nu. Păi a durat mult treaba asta, că Ioana a încercat să... Eu câteva făcut... minute am tot încercat, da, să... Și a făcut glumele necesare. Să transform într-un moment funny și să trecem mai departe. Zic, hai să fie, să nu mă apuc, dați-l afară, nu continui show-ul, să nu crezi... la un moment dat devenise ca socială. Să nu crezi, adică... o atmosferă. Zic, bă, dacă se poate salva această situație, să devină ușor, da, funny și așa, să fie, da, o chestie scurtă, zic, hai să tot încerc, știi? Dar la un moment dat a venit și Bucălaie pentru că a, păi, și-a dat seama că se întâmplă ceva și... Și-a luat micro... A, nu. Da. Tot făcea Ioana glume și a văzut că nu se întâmplă nimic. Și la un moment dat el a zis, am ceva de zis, am un mesaj, da, de transmis. Și Ioana crezând că o să, dacă îi dă microfonul, după aia îi dă înapoi. Și a dat microfonul, a încercat să zică ceva la microfon și Ioana a început să-i ceară microfonul și asta nu mai dădea. Ținea de el ca de un bebeluș, știi? Nu-ți mai da microfonul. Da. Și atunci a fost ok, hai că am intrat și eu. M-a văzut pe mine. Și trăgeam tot strigul. Și așa am făcut și eu. I-am smuls microfonul. Și am încercat și eu la rând să-l mai iau o dată, să vorbim frumos, să explicăm că e ușor și că nu îi mulțumim, e foarte drăguț să-și ia banii și să ne lase, nu din respect pentru noi neapărat, ci din respect pentru toți oamenii care au venit acolo. Și n-au vrut. Și am zis, în cazul ăsta o să sunăm la poliție, dacă vrei sunăm la poliție. Nu sună nimeni la dar poliție. Dar nu era nimeni acolo? Era o, era o doamnă și era Răzvan care a mers cu noi, tour managerul nostru, doar că n-a putut să facă mai multe pentru că de câte ori îi punea mâna pe cot, îi pleca puțin cotul și era teamă să nu, părea că are tendința să-l lovească. Da, să devină violent. Da. A zis că sună la poliție, am zis lui Răzvan să sune la poliție, Jesus. Răzvan a plecat să sune la poliție și în timpul ăsta tot încercând, oamenii trecuseră, nu cred că exagerez, vreo 10 minute în care, da, noi ne-am tot rugat. Și minute. Oamenii din sală? Și oamenii au început să-și piardă răbdarea. Și la un moment dat au zis vreo 2, noi, repet, fiind în Galați și unde chiar îi crezi dacă zic. Când zis, zic, da. Ești, bă, afară, că dacă vin la tine și-ți fut una. Și în momentul ăsta, cumva toți ne-am dat seama că dacă mai durează mult, omul ăla și și se, da, fute tot show-ul. Și atunci a fost foarte drăguță doamna de acolo, de la Casa de Cultură, doamna de la bilete, care... Bă, doamnă din Galați, care a venit așa la șez. Băi, hai bă cu mine afară și ceartă-te cu mine, că mie îmi place să mă cer cu bărbații. Da, a fost genial. Ea împreună, da, cu Răzvan și că niște băieți, da, au reușit să scoată afară ăsta urlând cumva. Și după aia și... cum a mers show-ul din punctul ăsta? Nu, a fost foarte a fost okay. Ok, da. Între timp a venit și poliția în 20 minute, au dat o amendă, el a plătit că ce avea cash. Cred că le-a lăsat ceva și la băieți. Da. Cum se poate la mine, că nu-i problemă. Aia 12 milioane în locul lui Ana, n-a vrut fata, a luat ziua. Yeah. Oh, no, my God. Cam asta a fost. Dar după aia a funcționat show, adică nu, oamenii au fost foarte drăguți. Era foarte clar că nu-i din vina noastră și că... Da, dar se... Unii oameni mi-au zis o... că la început au crezut că face parte din show și că e ceva... Mă, Gigiia, nu rog. Am cea mai, nu știu, dubioasă chestie exact pe direcția asta pe care am pățit-o, s-a întâmplat, tot la 99 s-a întâmplat, dar de ce, nu e ceva deosebit fără să vă spun backstory-ul. Cred că a povestit Teo în alt podcast, la un moment dat sigur a povestit asta, dar vă zic și eu foarte scurt, acum mulți ani, la 99 a venit, erau Teo Vieș Costel și au avut nu știu ce spectacol. Și era unul care era foarte beat, ceva, scandal, nu mai știu ce s-a întâmplat. Ideea e că ăla a devenit agresiv, a început să facă mișmașul, nu mai știu exact povestea că s-a întâmplat de mult, whatever, dar cert este că un băiat din sală sau niște băieți din sală l-au bătut pe ăla rău de tot. Da. Știi? La, pe ăla care, în pe heckler, da, da, afară, a afară, da, și l-au bătut pe ăla, l-au bătut rău de tot, nice, mă rog. După care a fost o speță nasoală că ăla a bătut, l-a căutat după aia multe show-uri pe Teo sau pe Costel, pe unul, în fine. Dar asta cu mulți ani. Da. E, derulând până acum vreo 2 ani, într-o seară am show la 99 și aveam eu materialul ăla cu bătutul copiilor pe care l-am, da, dat la Revolution. De... Așa. Și am intrat în chestia aia și eu începeam cu hai să aplaud de cine are copii, aplaud oamenii și intram că dacă îi bateți. Și de acolo, nu știu, și când am intrat în chestia aia, un tip care era chiar la prima masă, l-am văzut s-a super așa ofensat. Și după aia a început să zice, ce pula astea sunt glume, ce pula nu știu ce. Și eu cumva am fost foarte calm, mi-am zis, bă, sunt niște glume, da, probabil am apăsat, mi-am zis, bă, sunt niște glume, nu-s despre tine neapărat sau așa, nu trebuie să le iei serios, îmi pare rău dacă nu-ți plac, dar încearcă să le tratezi ca pe niște glume, adică nu le lua în serios.
omul părea că s-a liniștit, eu am intrat în material mai tare, ăsta a început iară să facă, să comenteze și nu știu ce. Și ăsta când a devenit iarăși agresiv, o altă voce de undeva din public a zis: bă, taci din gură că dacă vin la tine și îți fut una, te omor. Tu știi povestea, nu? Da, da. Taci din gură că dacă vin la tine și îți fut una, te omor. Și ăsta în momentul ăla s-a ridicat și ăla din public, primul tip, s-a ridicat, s-a uitat după ăla, prietenii ăluia, eu imaginează-ți că îl vedeam doar pe ăsta ofensat, dar pe ăla doar l-auzeam, că era mai în spate, nu știam ce și cum. Și auzeam cum prietenii lui îl calmau. Ca să poți să pui la pariuri, ca să știi care pe care bate, e ca blind date. Exact. Și ăștia încercau să-l calmeze, nu știu, whatever. Până la urmă, tipul care a comentat prima oară, a ieșit afară, singur, coaie, singur, s-a dus să fumeze. Eu de pe scenă mă gândeam, bă, cum ești atât de inconștient în punctul ăsta, când tu ai și fost amenințat, te duci singur să fumezi. Anyway. Păi da, scuză-mă, el a mai comentat după aia, adică ăla din umbră a zis, stai că-ți fut una. Ăsta s-a ridicat, ia măcar ești. Da, o de asta și prietenii lui cumva păreau că nu-l lasă pe ăla să se miște, în timp ce ăsta, pe omul umbră, în timp ce primul om a ieșit singur să fumeze. Da. Da. Moment în care dacă ăla ieșea, probabil se lăsa scandal. În fine, ăla a stat și a fumat pe tot parcursul numărului meu. După aia eu am terminat, acum a urcat Teo, Costel, cine mai era, s-a terminat show. Da. Și după show cu aia, vine la mine omul din umbră. Omul umbră. Care vine și îmi spune: bă, să-mi bag pula în stand-up-ul vostru. Deci prima oară în viața mea când am fost la stand-up, a trebuit să-l bat pe unul ca comentat la Teo Vioș Costel. De atunci n-am mai fost la stand-up. Și asta e a doua oară când vin la stand-up și era să-l omor pe unul, mă. Și a venit, era Teo și a zis: pentru că nu e așa, dacă bați pe cineva, e vina altora. Adică... Nu, mă, dar nu, mă, nu. El era Caterinca, gen. Dar tu dai seama care erau șansele? Deci a doua oară în viața lui la stand-up. 10 ani, ăla nu mai fost la stand-up. Nu mai fost 10 ani sau ceva de genul ăsta la stand-up. Și a doua oară același lucru cu aia. Da. Că după aia a venit Teo, că l-a recunoscut de acum și au stat ei de vorbă. Și era, man, nu mai... Avea arcada spartă aici. Da, da. Nu mai veni la stand-up, aparent ai o problemă tu. Da. Be juju. Ați pățit? Ați pățit din astea? La mine a fost bătutul, nu la un show. A fost bătutul? Da, a fost bătutul un băiat. De ce și cum și unde? La Suceava la Versus. Of course. Of course că la Suceava la Versus. Nici nu trebuie, eu nici nu trebuie să mai aud povestea, că deja e... Da? Cred că tu poți să-mi confirm, că nu știu, nu știu dacă acum mai e bodyguard, dar domnul care era acolo bodyguard, un domn mai scund, cumva dacă nu știai, nu dădeai trei bani pe el, el în schimb mașinărie de ucis. A fost, din câte știu eu, acum nu știu dacă era legendă urbană, dar eu știu că a fost în legiune. Da, a fost în legiune, da, știu, da, povești cu dânsul din legiune. Și... Dacă îl vezi... Da. Te mănâncă. Zici, bă, prins. Nu cred. Da. Îl bat, îl fac. Pachete, pachete. Era singur. Era un bodyguard singur la un club de 400 de oameni. Așa e. L-am văzut și eu odată. Vă știți acolo? Și toată lumea știa de frică. În afară de unul. Acolo la Padrino, nu știu dacă mai e acum așa, că nu mai fost de mult, dar erau, cum ieșeai, dacă vă amintiți când ieșeai, era o terasă lângă, care avea un gard. Da. Și eu când eram puștan pe acolo și când locuiam în Suceava și am mers la club, l-am văzut pe ăla cum i-a făcut un picior în capul unul și a zburat peste gardul de la terasă. Pleacă. Care gardul? Coaie, jur. Și gardul ăla este mai sus decât... Adică nu știu cum a reușit să-i dea... Bă, nu mă cac pe mine. Da, nu te cred. Deci a dat atât de bine încât l-a făcut la... L-a prins cu șiretul. Da, da, n-aveai... Nu, n-ai treabă cu dânsul. Și nu mai știu, am avut cu... Știu că eram cu Calița și nu mai știu cu cine am avut show. Și închideam eu în seara aia. Și pe parcursul show-ului avem un domn care era singur și n-avea loc la masă, stătea în picioare, rezemat de un stâlp și tot timpul show-ului se vedea că se ducea la bar și mai bea câte un șat. Și la un moment dat, de pe la jumătatea show-ului, am început să comenteze, bla bla bla, și în ultimele 5 minute tot comenta, tot comenta, și l-am văzut la un moment dat pe domnul bodyguard, că nu mai știu cum îl cheamă, s-a dus la el odată și a zis, taci din gură, nu mai face, ăsta a tăcut. Părintește. Da, peste 2 minute era vorbit tare, s-a mai dus odată, te rog. Hai să taci. Da. Tot părintește. Și da, tot părintește și când am vorbit a treia oară și din nou s-a dus, băi, mai aveam 30 de secunde din show, o glumă mai aveam. Dar l-a bătut acolo. Fii atent, era... I-a prins pumnul pe panci? Jesus. Ăsta de stătea rezemat așa și tot băuse șaturi. Și când a venit a treia oară la el, clar era fatala, și i-a zis, te rog frumos, taci, pentru că deja a treia oară când a venit se făcuse liniște și toți oamenii erau atenți să vedem ce-i faci. Da. Hai mă, bate sau nu. Ne e clar tuturor că show-ul s-a mutat acum. Închide băiatul. Da, cine și era pe scenă? Tu erai pe scenă? Oară... Ce? Da. Tu erai pe scenă? Da, eu eram pe scenă. Te uitai și tu așa, era ia. Dar toată lumea cumva, de a doua oară de când a venit la ieri, era clar că iar o să vorbească, pula mea, nu. Și când am venit a treia oară și a zis să tacă, ăsta a zis, bă, dar ce, lasă-mă, mă, pace, să mă simt bine, tu nu înțelegi și nu știu ce, și n-a apucat să termine fraza. Mamă, și a dat un șpang peste față.
nu știu ce, mai cum l-a făcut și l-a pus la pământ și a zis, ieși afară. Și zis, nu vreau! Și s-a prins, ăsta fiind lângă stâmp, s-a prins cu mâinile de colțul stâmpului, de stâlpului și l-a luat al meu de picioare și trăgea ca păroa. Băi, dă-i drumul, dă-i drumul! Nu vreau! Și a reușit să-l smulgă din stâlp și îl trăgea cu așa de picioare și ăsta pleca așa, nu vreau! Ca în desene animate și de când scria. Și bă, vă jur că l-am, toată lumea, tot versul s-a oprit, se uita la așa la el cum e tras și s-a mai prins săracul odată de tocu și la aici, lasă-mă în pace! Și a mai tras ăsta la zmuș și l-a scos afară. Doamne, este ireal. Și iată, că s-a terminat show-ul. Și toți oamenii, da, a, bă, stand-up, bă, asta e. S-a terminat show-ul și după 10-15 minute am plecat. Stai mă, dar așa cu show-ul a fost ok? Că mie mi se pare genul de chestie care... Cam fute un show, da. Total. Nu, a făcut show-ul, îți dai seama că a făcut show-ul. De la jumătate încolo a fost destul de dificil, dar nici nu mai lasă. Nu mai să tacă era în capul nostru, să ne terminăm treaba. Și când am ieșit, am plecat, am ieșit undeva prin spate și când am plecat, văd un om care stă, cred că pe terasă, stătea oricum pe un gard, undeva la înălțime, era un om ghemuit așa și când am trecut pe lângă el, i-a căzut telefonul. Și na, eu fiind mai jos, el fiind mai înalt, am zis să-l ajut și am luat telefonul să-l dau. Și când i-am dat telefonul, el a luat telefonul și-l vă pe ăsta. L-a bătut? Asta bătutul care s-a uitat așa la mine cu un ochi umflat și vânăt. Și când m-am văzut că și-a fost, te iubesc, bucălaie! Vai! Băi, mi s-a rupt sufletul, mă durea atât de tare. Pentru că de ce? De faptul că ăsta e fanul meu! Ăsta e fanul meu! Vreau să zic, de ce te mâncat, mă încur, de ce n-ai tăcut? Știe că te bate, mă! Știai, mă! Te-a rugat de trei ori, nene, ăla, să știi cine e, mă! Ce drept, voi prost! În ochii lui nu părea supărat că la bătaie. Da. Păi, pur și simplu, era un fel de o bere în plus. Aia e. Asta se întâmplă când... Da, da. Dar vă știți povestea de la Padrino cu Nathan Tico și cu Badea, nu? Nu. Ai, coaie, nu se poate să nu știți. Nu știu. Să... Nu, sigur. Am fi auzit-o. Deci, fii atent, se duce Badea cu Nathan Tico la același Padrino în Suceava acum vreo 10 ani, ceva de genul ăsta. Urcă Nathan Tico, zice glume. Nathan Tico era destul de la început și avea gen 20 de minute tot materialul. Și a dat cele 20 de minute... A coborât de pe scenă, s-a dus la masă. Urcă Badea. Badea era headlinerul, nu știu ce, și Nathan Tico opener. Și începe Badea să vorbească și la o masă erau niște băieți mai, din câte am înțeles, eu n-am fost la show, mi-a povestit. Așa, mai interlop, mai băieți bazați, mai nu știu ce. Și vorbeau, așa, n-aveau treabă cu show-ul. Și Badea la un moment dat a început să... Da, ei aveau business. A încercat Badea să vorbească cu ei. Da. Să vorbească cu ei, să le zică nu știu ce, și ăștia erau cu atitudinea, hai mă, taci din gură, vezi de treabă, lasă-ne în pace. Odată de două, de trei ori, la un moment dat vorbeau foarte tare, ei erau în treaba lor, Badea nu putea să facă show și Badea s-a enervat, după ce a văzut că n-avea nici cu glume cum să-i facă, i-a și rugat, în toate moduri, n-a putut. Și Badea a zis, bă, bă, pula, dacă mai vorbiți odată, eu mă dau jos și mă duc acasă și mă cac pe nu mai pot. Și ăștia, bineînțeles, că i-a durut în pulă și au vorbit și Badea s-a coborât de pe scenă și a luat taxiul și a plecat la hotel. Fără Nathan Tico. Fără Nathan Tico. Ce bă, m-ai uitat copilul. Bă, Nathan Tico. Și stai să vezi. Că l-am pus în geacă. Și ce face Nathan Tico? E fost ca, știi, când l-a uitat pe Kevin în singura casă. Da. Oh my God, Kevin. Așa. Și Nathan Tico ce face? Se urcă pe scenă. Ia microfonul. Și zice, bă, eu n-am alte glume. Eu n-am decât alea 20 de minute. Vi le mai zic o dată. Nu cred. Cu aia jur. Și intră Nathan Tico și rezice glumele pe care tocmai le zisese. Ăia vorbeau acolo, nu știu ce, și la un moment dat Nathan Tico le-a zis, bă, dacă nu tăceți, vă beau toată băutura de pe masă. Oh, Jesus. Și ăștia au zis, pula mea, nu știu ce, n-ai curaj. Bla, 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 n-ai așa, au continuat să vorbească și Nathan Tico s-a dus și a băut, dacă mi-amintesc eu corect, dar nu, s-ar putea să exagerez, îl întrebați pe el, a băut vreo 14 șaturi de tequila de pe masă la aia. S-a dus și a făcut așa. Du-te, mă. Toate. Și a urcat pe scenă și a mai făcut și a urcat 20 pe scenă, de minute. A urcat pe scenă. Noi. Nu, a urcat pe scenă, a zis că nu mai putea vorbi. A urcat pe scenă, mai bolborosit, nu știu ce. Dar și că din clipa aia au tăcut. Pe asta zic. Eu au făcut statuie în Suceava lui Nathan. Da, 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 da. Câștigat respectul. Asta. He's a man. Da. Doar că n-a mai putut să... Era să le fut o femeie. Femeia nu era acolo. N-a mai putut să facă... Băutura. Să fuți pe aici pe femeia decât... Da. Și ți-a s-a rămas și acum o povestesc aia de la Suceava, adică i-a rămas așa în legenda orașului. A fost unul aici care a băut 14 șaturi. Hai, tu dai seama, nu mai știu dacă 14, dar oricum foarte multe șaturi. Da. Așa, bam, 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 ăia erau, coaie, nu cred. Și până la urmă, nice. Na.
Ce fost în capul celorlalți oameni? Aia mă întreb. Să nu știu cum mă îndeșaturi, clar. Bă, asta e comedie. Tot bobonete. Păi ce tu, Toma Caragiu, bea șaturi, mă? Cine a dat? Bea tequila, bea pălincă. Bea de la alți oameni de pe masă, nu se poate. Natanticu. Da, și deci asta... Na, care Natanticu oricum, eu acum de când merg cu el, este coaie. Vorbeam cu Teo acum. Bă, nu înțeleg, este, nu e om. Este altceva, este... Nu doarme, nu știu, se trece la 8 dimineața, conduce la, tot drumul. Și la vârsta lui avansată. Și are și 80 de ani sau cât are, adică la modul ăla. 76. Da. 76 de ani. Foarte dubios. Da, are permis, Natanticu? Are, are, are. Ei, da. Nu al lui? Cineva nu-și face treaba. Nu mă, că nu face, nu face. Da, are. Adică de când... Apropo de ala, păi și pe șaturi la aia mă gândeam. De când am început să merg cu el, ți-am zis, e... Dar, repet... L-o fi lovit maturizarea, poate... Că știi că bărbații se maturizează mai târziu. Da, e, nu l-a lovit nimic. Coaie, despre ce vorbim? Nu l-a lovit nimic. Faptul că nu conduce deci beat, asta e... Responsabil. Asta e responsabil, dar mi se pare incredibil că se culcă, gen, ne culcăm la 4 dimineața, se scoală la 9, după aia toată ziua... E super fresh, conduce până la Baia Mare, ne ajunge la Baia Mare, hai să bem Prosecco și nu știu ce. Adică, în Timișoara a fost foarte nice, că am fost, ne-am nimerit și cu băieții, cu Teovio și Costel. Bă, nu știu. Și am mers în a doua zi la masă, la mic dejun și am început să bem de la micul dejun până seara la show. Adică a fost la modul ăla, știi? Și Natanticu după aia a doua zi la 6 dimineața s-a culcat la 4, s-a trezit la 6, aveam avion. Bă, nicio treabă. Și a plecat în Malta. Și a pilotat și avionul, nu? Foarte tare. E foarte bună observația lui Bucălaie că... Adică dacă Natanticu atât de greu s-a maturizat, tu îți dai seama cum era Natanticu la 16 ani? Da, adică era... acolo era la vârsta noastră de 4 ani, probabil. Da, 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 da. Cum era Imogen în videoclipul ăla și a pus cutie. Robot! Cred că Natanticu la 16 ani era la, putea să recite poezii legionare la România Talent. There you go. Și ar fi fost votat bă, ca un copil zi, talentat. Bă, cum a fost? Da. No? Frumos, ai încheiat tot ciclul. Nu, putem termina aici. Sau nu putem? Nu putem. A fost un final foarte slab, dacă ai întrebat cum a fost. Uite, da. Slab. Nu mă, mi s-a părut că s-a închis cercul, mă. Nu s-a închis cercul, l-ai forțat tu să închidă. Still counts. Mergea și la aia cu pumnul, la fel ziceai ceva. După aia, după care putea să recite. Mai întreabă zis, ceva ce stai mă că a zis și el că... Da. Stai un pic, a zis și... Păi aia zic, întreabă de cine este băiatul care... Eu le-am tot dat bloc, da. Mi s-a mai întâmplat foarte recent de altfel chestia asta. Nu mă, dar și pe mine era să mă bată unul. Eu am fost pe tine? Cu Nae? Da. Cu Nae? Da. A, tu deschizi acum, oricum lui Nae, la special, nu? La special, da. Pe... Te-a bătut înainte să pleci cu Nae. Când vedeți voi asta deja... Te-a bătut preventiv. Eu am urcat tot așa pe scenă, n-am zis pe 15, dar să dă ieri, față de cum am uitat voi la podcast. Ieri, dacă a fost extraordinar, deci foarte bun a fost. Și am fost cu el la un restaurant pe aici, prin București, nu știu, nu mai știu unde. Oh. Da. Deci practic doar ai simțit nevoia să punctezi că ai fost la un restaurant. La restaurant, păi chiar era restaurant. Ah, ai stand-up la un restaurant? La restaurant, da. Ah, mă gândeam că ați fost la o întâlnire. Și eu am crezut asta și credeam că doar te lauzi că ai fost la restaurant. Și crezi că am luat mea așa bătaie, dar am pulea, m-am dus să mănânc o ciorbă și mi-am luat un pulă muie. N-ar fi exclus. Așa. Și tot, am urcat și n-am apucat să zic nimic și un băiat aici de etnie romă, țin să precizez. Așa, avem ce să tăiem. Aia zic. A început să vorbească peste mine și mă tot întreba chestii și l-am rugat frumos să tacă, n-a vrut, tot vorbea și avea un tricou care scrie aici, mare Calvin Klein. Ok. Da, mare. Mai bine taci în momentele astea. Stai, ai contextual mai mare decât scrie pe tine New Yorker? Nici nu știam că New Yorker îi zice, nu, dar da. Toate literele la Calvin. Tot, era tot. Nu era K-capa doar, da. Era tot. Era tot. Tricoul tău e chiar finuț. Da. Era din număr până număr. Aha. Și biletul era 35 de lei. Și l-am întrebat câți bani ai dat pe bilet. Și el îmi zice 23, că mă cunosc cu Nae. Și eu i-am zis, a, și de rest ți-ai luat tricoul ăsta. Oh, nice! Spicy! Moment în care Nae a venit peste mine. Și a dat seama, Nae, ce ai făcut. Nae a venit la mine. Mi-a zis la ureche, lasă-l, că e interlop. Mi-a zis Nae, Nae îl știa, deci era prieten cu Nae. A venit la tine da. În timpul momentului și a zis lasă-l. Lasă-l, că erai pe scenă. Pe scenă. Adică mă rog, probabil nu era scenă, dar... Păi,
Era o ladă wow, de lângă ei pe parchet. Wow, cât ai fost de elitist. Da. Probabil nu era scenă. Nu era scenă, are dreptate, chiar are dreptate. Am făcut și la restaurante, nu e niciodată scenă la restaurante. Nu era scenă, adică. Nu era scenă. Mi-a zis, lasă-l că e interlop. Ăla s-a ridicat, în momentul în care Nae m-a luat și a început cel să intre material. Și am plecat. Păi și el, domnul după ce s-a ridicat, pentru că acum respect și eu, domnul după ce s-a ridicat, exact. Dragă domnule, după ce v-ați ridicat, ce ați făcut? S-a ridicat. Dânsul ce a făcut când tu prostule ai plecat? S-a ridicat, m-a înjurat și eu n-am mai știut după aia, eu am plecat, m-am dus, am ieșit afară, n-am mai, trebuia să-mi dea și n-ai bani, dacă vezi asta mai, în fine, n-are importanță. De parte, domnul avea dreptate, pentru că știi cum e, nu te iei niciodată de locul unui bărbat care a venit la asta. Corect, da, pare rău că m-am luat de el, da. Nici el nu tăce mai de-l. Eu mi-am luat o palmă. Aha, joacă-te cum urmești, ești prost. Hai bă, dacă ăla se uită la podcastul ăsta, să-mi va pula, lasă-mă bată. Bă, poate are vreo 2-3 prieteni legătură, n-are. Știi? Știi cum e vorba aia că poți să ajungi la oricine prin 6 oameni? Acum am dau seama, coaie, să-ți mai da banii. Că eu am luat o palmă după un show tot cu Nae în pula mea. Păi cu Nae, că... Acum am dau seama, singura oară când a fost un agresiv și chiar a vrut să dea doar că m-am ferit și m-a atins un pic cu degetele. A fost la Nae Comedy Club când și-a deschis, nu știu, ce? Da, n-ai avut o perioadă după Ai Umor. Bă, oamenii ăștia doi trebuie să plece. Da. Trebuie. O zicem pe asta repede. O zicem pe asta repede, da. Deci ciobanul pe fast forward pentru că trebuie. Deci foarte repede, la un moment dat după Ai Umor, n-ai a făcut un deal cu un club din centru vechi, ca și cum să-și facă Nae Comedy Club, dar nu era lui, el era ca imagine, în fine. Și veneam pe rând comedianți, whatever. Și atunci am fost cu Tănase, cred. Cu Tănase și cu Nae. Eu închideam show, a urcat ei înaintea mea, nu știu ce, horror, deci bă, clubul foarte rău pentru stand-up, na, show foarte prost, nu știu ce, și eu m-am luat în gură cu un tip, adică mă rog, a fost o așa o interacțiune, într-adevăr, un pic agresivă din partea mea, da, da, da. Mai au în gură cu tine. Pentru că a fost, na, era foarte dubios show, foarte rău, ăla când a mai și comentat și eu eram oricum... destul de panicat cu toată treaba, nu mai știu ce s-a întâmplat, dar a fost un pic într-adevăr și din partea mea rău. Da. În final n-am mai spus nimica, aștepta să se termine show-ul și după ce eu venisem la show-ul ăla cu o gagică, care atunci ne-am întâlnit și am ieșit cu ea și am zis hai la mine la spectacol și după aia mergem în centru vechi. Foarte greșit. Pentru că eu m-am întors la masă la gagica aia și ăsta a venit, dar a venit cu încă vreo 5 băieți acolo la mine la masă și a zis, ce pula mea, ai zis mă tu că nu știu ce, whatever. Și eu până să apuc să-i spun, hei, stai, a fost un spectacol de stand-up, nu, nici nu te vedeam, până să apuc să așa, el s-a dat așa să-mi dea un beach slap, a vrut să-mi dea, nu, n-a dat cu pumnul, și când a dat așa, eu m-am dat pe spate și mi-a dat un așa peste bărbie. Și după aia a plecat, ceea ce mi s-a părut dubios, că nici n-am înțeles, a vrut să-mi dea o palmă și să... Păi da mă, că e manpower, normal că asta faci. Numai la tine la țară se întâmplau din astea de hai nu, că la mine, asta zic, ne apucăm să ne batem. Că eu am făcut ajunge, deja ai demonstrat. Și a dat mânușa jos. Eu așa o simt. Pentru că asta la modul, uite, tu n-ai sărit la mine că ți era frică. Păi mai erau 4-5 lângă el, ce unde să sar? Păi eu știu asta, ciobanul, lui trebuie să-i scurici, nu mie. Ideea e că asta și ziceam că mi-am făcut o bucată după aia pe chestia asta și ziceam că n-am înțeles ce a vrut să facă, că la noi în Suceava ăsta era preludiu bătăii. Asta era te anunț că te voi bate și după aia se întâmplă. În fine. Și long story short, n-am făcut-o pe fata aia. Asta, no shit. Nu asta cred. Bă, ce surpriză. Da. Deci nu mă așteptam. Să stabilim că dintre toți Nae are cel mai violent public? Bă, cred că da, cred că asta e concluzia. Dar na, ce mi s-a părut nasol? La sala Gulurii o să-mi iau și un... o bucată din un trunchi de stejar, ceva să arunce cu topoare, știi? Da. Să nimerească cercul. Îl pun aici pe piept. Auzi, eu știu la ce mă gândeam, că pe de altă parte, dacă tipa aia ți-ar fi ție, doamne, ciobanul, și mie îmi place să fiu... Bătută. Să fiu bătut. Bă, a fost foarte cringe toată întâlnirea cu ea după aia, că noi după aia într-adevăr am ieșit, că nu putea să zică... Da. Să mă apă la bătucă. Și ați abordat subiectul? Da, dar eu i-am zis... Ce dracu zici? Păi era exact, clar că... spun. Da, i-am zis. Nu mai știu, eu am spus, bă, îmi pare nu știu să mă bat. Nu, îmi pare rău că nu se întâmplă asta, de obicei îmi pare rău că trebuie să vezi asta. De obicei mă bate rău. Da, ea mi-a zis că stai liniștit că nu e nicio problemă, dar era clar că, na, era foarte weird. Adică tu crezi că această palmă a știrbit încrederea ei? Da, nu că a știrbit. Total. Proteză direct. Eu încercam să-i explic ieri. Zici, tate, slăbește încrederea? Ce? Sau nu? Pentru state, dacă o palmă. Dacă tu erai la un date, dacă erai la un date și se întâmpla asta. Ce, că n-a fost atentă? Dacă și-ar fi luat o palmă... Stai, dacă n-are dinții aia doi din față, nu este cu el. Nu mă zic, dacă, de exemplu, tu erai la date
Și se întâmpla treaba asta cu tipul respectiv. După aia parcă ți se părea un pic mai puțin. Hai să o luăm mai la bază. State, la ce te gândeai când a povestit Ciobanu ce a povestit? Și el n-a reacț. Cine sunteți? Aici nu-i backdoor-ul de la The Pool? Ce caut aici? Așa, mă. Dar nu, serios. Adică nu scade total încrederea? Adică tu eu, eu zic că clar și fără să vrei, nu? Da. Adică chiar dacă pentru tine nu se... Nu zic că voia aia să-i bat pe ea, dar involuntar te usuci un pic. Nu o să zic nimeni, ce gentleman n-a ripostat, avem... întoarce și celălalt obraz. Da. Nu mai avem 14 ani să fim în liceu, să ne luăm băi la harță, adică nu e o dovadă de maturitate, că oricum ăla nu duce într-un punct bine, adică orice variantă ai alege de ripostă, da, oricare ar fi ea, clar nu se termină bine. Tu nu ești aia e problema, mă, că oricum te îngrozește, nu? Adică da, Ciobanu da, 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 că și-a luat o palmă, dacă Ciobanu riposta, îl bătea pe ăla, lăsa sânge, tot da, era da, același rezultat la final. Da, mamă, ce animal. Da, aia zic, da, 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 exact. Asta zic, a fost un eveniment. Doar cu un sfert de palmă, da, fuți seara unui băiat da, care e la o întâlnire. Nu da, fuți. Orice nu se întâmplă, doar poate, nu se mai întâmplă nimic. Poate puteau să fie împreună să facă doi copii frumoși. Exact. Poate au stricat o familie. Deci dacă te uiți la podcast ăsta, fut-o-te în gură. Da. Să te nu, glumesc. Nu cred că era cazul la așa, dar poate... De ce nu crezi? Poate că așa a fost. A fost butterfly effect. Butterfly effect, da. Știi cum e acum? De la palma aia tu n-ai copii acum. Știi, mă, cum sale pe TikTok acum cu aia doi care se întâlnesc? Ah, da, care se întâlnesc și-și văd toată viața împreună. Cum ar fi, da. Mă rog, dar ca să închei, ce m-a îngrozit pe mine a fost prima oară când m-am îngrozit efectiv la un show de stand-up, a fost faptul că în tot de timpul... De când timp făceai? Bă, nu, asta se întâmpla când a fost Naie prima oară la Umor, deci acum vreo 5 ani? Mai mult, 6 ceva, ani, 6 ani, mă rog, pe acolo. Adică făceam, da, na, puii mei. Dar ce m-a îngrozit cel mai tare a fost faptul că în timp ce s-a întâmplat toată treaba asta cu ăla care a venit, care se vedea că vine spre mine, nu știu ce, bă, băiatule, nimeni de la clubul ăla... N-a reacționat. Bă, nu era acolo nimeni. Deci ăla, dacă se zicem că era un psihopat și băga cuțitul în mine... Da, mă, dar la mine când mi-au făcut Badea și cu Bordea și cu Micuțul, mi-au făcut farță la, cu Măruță, a venit la pe scenă să-mi fută una și n-a reacționat nimeni. Măi, dar aia chiar... tu chiar nu știai aia? Nu știam pe cuvântul este meu. Eu tremuram ca prostul când a venit ăla, tremuram ca un căcat și singurul meu gând, care oricum nu s-a materializat, era să pun mâna pe sticla care era de sticlă și poate am curaj și dau un cap. Și când a venit ăla mare lângă mine, avea sticla în mână și tremuram așa. Și a scăpat. Ăla s-a pâlpâit și cum ai zis, a făcut o combinație între Bordea și Badea. A zis, a fost o glumă de la Borgea. Lăsăm aici podcastul, oamenii trebuie să plece. Mulțumim foarte mult că ați fost atenți. Asta m-a scuripat. Păi să te trezești, Ioan. Fără să-ți dea o palmă. Avem... Abia acum putem să închidem, nu? Bye, boys!